Județul Vrancea reprezintă al doilea areal ca densitate de carnivore mari din România, fiind gazda a circa 6,5% din populația de urși, 5,5% din populația de râși și 3,7% din populația de lupi. Acestea ocupă în special habitate din zonele montane și depresionare în arealul pădurilor de stejar, fag, brad și molid, de la altitudini de circa 450 de metri la 1700 de metri. Ursul, lupul și râsul sunt specii a căror dietă este preponderent sau exclusiv carnivoră. Pentru că sunt cei mai importanți prădători din habitatele României și au la maturitate o greutate medie de peste 15 kg, aceste specii sunt numite și carnivore mari. În pădurile vrâncene, refăcute parțial după defrișările masive din secolele 19 și 20, se găsesc habitate favorabile și pentru alte specii floristice și faunistice. Carnivorele viețuiesc doar în condițiile prezenței unor habitate forestiere compacte, în zone cu densitate mică a populației umane. Trăiesc și vânează pe teritorii relativ întinse, aceste caracteristici făcându-le vulnerabile. Sunt specii a căror dietă este preponderent sau exclusiv carnivoră, controlând densitatea altor specii, cum ar fi cerbii, căpriorii și caprele negre. Având în vedere că aceste specii au dispărut sau sunt pe cale de dispariție în majoritatea țărilor europene, au fost declarate strict protejate în Europa. În Vrancea s-a derulat un proiect de conservare a carnivorelor, proiect finanțat de Comisia Europeană printr-un program Life Nature, care s-a derulat pe parcursul a 4 ani. Proiectul de conservare a fost coordonat de Agenția de Protecție a Mediului Vrancea, fiind derulat în parteneriat cu Universitatea din București, Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuarea Studiilor de Impact, Consiliul Județean Vrancea, Prefectura Județului Vrancea, Direcția Silvică Focșani, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Focul Viu, Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie și Primăria Comunei Bârsești. Ursul brun, cel mai mare carnivor din România, a reprezentat o specie favorită pentru vânat. În prezent a fost declarat specie strict protejată, vânarea acestuia făcându-se numai cu autorizație specială, în cazul în care efectivele depășesc optimul ecologic. Ursul este un animal oportunist din punct de vedere al dietei, fiind o specie care poate avea o dietă omnivoră. Întotdeauna preferă hrana ușor de obținut. De exemplu, toamna coboară de la munte către pădurile de stejar și fagi din depresiuni, nerefuzând hrana oferită de livezi. Din aceste motive, ursul cade adesea pradă braconajului. Deși pedeapsa pentru braconaj este lipsirea de libertate, s-au întâlnit des astfel de cazuri. Capturarea urșilor s-a dovedit a nu fi o activitate facilă, aceștia dând dovadă de o inteligență deosebită. După tranquilizare, urșii au fost și ei tratați cu antibiotice și de parazitanți. Ulterior, li s-au montat coliere radio sau de localizare globală pentru urmărire prin telemetrie sau cu ajutorul sateliților. Populațiile de carnivore mari sunt amenințate nu numai din cauze antropice, cum ar fi defrișările și braconajul, ci și din cauze naturale. Astfel, aproape jumătate din puii de urs, râs și lup mor în primii ani de viață. Bruno se poate considera norocos. Ursulețul a rămas orfan în prima lună de viață, fiind descoperit în zona Soveja, deshidratat și cu entorsă la laba dreaptă. Dacă nu ar fi fost găsit, Bruno ar fi murit de foame. Deși sunt apărați foarte bine de ursoaică, puii sunt în mare pericol în cazul în care urșii masculi întâlnesc o ursoaică cu pui. Masculul va încerca să omoare puiul pentru a se împărăți.
perechea din nou cu Ursoaica. Bruno a fost preluat de echipa noastră, fiind tratat în vederea refacerii complete. După o perioadă în care a locuit alături de noi, perioada în care i s-a tratat entorsa, Bruno a fost transferat într-un țarc. Aici, contactul cu oamenii a fost restrâns la minimul necesar, pentru ca Bruno să nu perceapă oamenii ca făcând parte din familia sa. Complet refăcut după trauma suferită, Bruno a fost transferat către centrul de reabilitare a urșilor orfane al Fundației Firfeten, situat lângă orașul Bălan. Aici, ursulețul este ținut în semi-libertate, împreună cu alți urși, departe de oameni, învățând să se ferească de pericole, să-și găsească singur hrana, să recunoască ierarhiile din lumea sa. În final, Bruno va reveni în pădurile Vrancei, unde sperăm că va deveni un urs respectabil. Bruno va fi monitorizat în continuare de echipa noastră, urmând a-i se monta un colier GPS. Și feline nocturne, solitare, trăiesc în păduri dese și se hrănesc cu specii diverse, de la rozătoare la căpriori. Ocazional, capra neagră poate constitui o importantă sursă de hrană. Râsul este un animal greu de observat în natură. Urmele lui însă se pot distinge bine iarna pe zăpadă sau noroi. Ca orice felină, este un animal curios, astfel că poate fi capturat în cazul în care se folosesc tehnici speciale. Luna, un exemplar juvenil deosebit de frumos, a fost capturată, examinată, deparazitată și tratată cu antibiotice. Ulterior, s-a montat un colier radio pentru urmărire prin telemetrie. Aceasta s-a deplasat foarte departe de locul capturării, probabil în căutarea unui partener în vederea împerechierii. Teritoriul ocupat de râși este foarte vast, de câteva mii de hectare pe care se deplasează în căutarea hranei. De exemplu, după ce nasc, femelele se deplasează în primele săptămâni peste 30 de kilometri, pentru a se pierde urma vizuinii. Râșii nu atacă oameni, iar atacuri asupra animalelor domestice s-au înregistrat extrem de rar.